De la începutul anului, toți câinii trebuie să figureze în registrul de evidență al animalelor cu stăpân. Așadar, instalarea microcipului este obligatorie, iar la cabinetele veterinare din Drobeta, Turnu Severin, această operațiune costă între 70 și 200 de lei. Microciparea animalelor de companie a devenit obligatorie de la 1 ianuarie, așa că dacă încă nu v-ați prezentat la cabinetul veterinar cu animalul de companie, este cazul să o faceți, acest lucru din cauza că amenziile pot fi usturătoare. Legislația prevede amenzi între 2.000 și 10.000 de lei pentru cei care nu realizează această operațiune. Dacă microciparea e obligatorie pentru toți câinii, legea face precizări clare și în cazul sterilizării. Cine are câine de rasă, câine salvator sau câine de vânătoare, nu trebuie să-l castreze. Sterilizarea este însă obligatorie la câinii comunitari sau metis. Toți câinii trebuie microcipați pentru a nu avea probleme. Mers la cabinet, microcipat. În cazul în care nu se microcipează, amenziile sunt foarte mari. În Mehedinți, toți medicii veterinari pot face microcipare? Da, toți medicii, inclusiv cei de la comune, pot face microcipare. Cea mai mare problemă intervine atunci când vorbim despre câinii care nu sunt de rasă și nu au carnete de sănătate, mai ales că vaccinul antirabic este și el obligatoriu. Acțiunea de microcipare a câinilor este o acțiune delicată, în sensul că majoritatea cetățenilor care dețin câinii mai mulți sau mai puțini, este vorba de aspectul social. Toți invocă că sunt e costul prea mare pentru privind microciparea, de aceea am cerut și sprijinul autorităților județene în să ne ajute și să ne sprijine în acțiunea de realizare, pentru că vaccinarea antirabică este o acțiune obligatorie și trebuie efectuată indiferent de greutățile pe care le întâmpinăm. Iar povestea nu se oprește aici. Tot începând de la 1 ianuarie, medicul veterinar ne eliberează un act, iar atunci când scoatem câinele la plimbare, este obligatoriu să avem documentul asupra noastră. Acesta cuprinde informații despre câine, dacă a fost sterilizat, deparazitat sau vaccinat. Sterilizarea unui câine costă între 150 și 300 de lei în funcție de greutate.